Bună seara, doamnelor și domnilor, ora adevărului. Începem o nouă dezbatere electorală. Ne îndreptăm cu pași repezi către ultima săptămână de campanie. Săptămâna viitoare va fi ultima de duminică. Într-o săptămână deja ne vom exercita dreptul la vot. Vă prezint invitații. Ion Măruță, candidatul PSD Gorj la Consiliul Județean. Bună seara! Bună seara! Și Florin Papu, candidatul PRM Gorj la Primăria Bălești. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Și eu vă mulțumesc că ați venit. Chiar înainte de a intra în direct, am primit la redacție o fotografie. O să încep cu asta, pentru că în fiecare seară ne-am luat obiceiul de a prezenta incidentele de pe parcursul zilei respective din campania electorală. O să-i rog pe colegii mei să ne arate fotografia. Este de pe o casă din comuna Drăguțești. Cred că știți regulile campanie electorale. Cum comentați fotografia? O să-i rog pe colegi să mai lase puțin pe ecran, domnule Măruță. Dacă candidatul care a afișat acel banner consideră că respectă legea, e problema dânsului. Dumneavoastră cum considerați? Dacă acea casă pe care e afișată e proprietatea candidatului, există o problemă. Dacă acea casă nu e proprietatea candidatului sau cred că a unui rude până la gradul 4, consider că nu e nicio problemă, e proprietate privată. După cum se vede, cred că e interior. Undeva pe domeniul privat. Depinde de proprietatea casei. Eu pot să-l contrazic pe domnul Măruță, să spun, domnule, dacă legea a spus că nu mai avem voie cu banere de niciun fel, nicăieri, trebuie respectată legea. Poți să fie și candidat, și necandidat, și vecin, și văr, și vecin. Nu e voie. Deci ar trebui să se sesizeze organele abilitate și să ia măsurile corespunzătoare conform legii. Bun. Deci am primit asta acum, încă nu am apucat să trimitem o echipă la Drăguțești. Ideea este următoarea, dragi candidați, susținători ai candidaților. Autoritatea Electorală Permanentă spune așa: următoarele tipuri de acțiuni și materiale de propagandă electorală nu mai sunt permise de prevederile legale în vigoare în timpul campaniei electorale. Și vă citesc din lege. Vehiculele inscripționate cu sloganuri de campanie, vehiculele care difuzează materiale audio în mers sau staționar, spectacole, sărbări, focuri de artificii și așa mai departe, banere, meșuri, panouri publicitare, deci banere, meșuri, panouri publicitare mobile, steaguri publicitare, ecrane publicitare, indicatoare publicitare direcționale, structuri de publicitate autoportante, mijloace de publicitate, panouri publicitare mobile, proiecte publicitare speciale, publicitate luminoasă, publicitate pe vehicule. Ceea ce înseamnă că bannerul pe care l-ați văzut în imaginea anterioară nu este permis de lege. Spuneam că în momentul de față încercăm să verificăm știrea, sper că până la sfârșitul emisiunii să vă pot confirma dacă într-adevăr banul există pe acea casă. Asta este fotografia pe care am primit-o chiar înainte de a începe emisiunea. Domnilor, de ce vine greu unor candidați să respecte noua legislație? De ce sunt, cum să spun, obiceiurile astea vechi rămân în continuare și, uite, creează efecte? Vă rog, domnule Măruță. Pentru că sunt obiceiuri. Și așa cum a spus, obiceiurile unora a intrat ca și practic și fie un lucru normal de existență. Dacă au încălcat legea, e problema lor. Probabil în momentul când și-a pus acel banner și-a asumat. E perfect conștient că a făcut ceva. Și în mod sigur are o soluție. Dacă nu are o soluție și a făcut-o arbitrar, o să răspundă, e absolut... Probabil cineva, eu știu... Scuzați-mă, să nu cred că o să vină acum să spună candidatul, știi, mi-a făcut-o cineva că eu sunt străin de asta. Poate să spună și chestia aia. Cineva să fi pus un banner acolo care nu știe legea și vă dați seama că omul... Și candidatul poate fi foarte simplu. Nu știu, domnule, n-am nimic cu el, lui treaba lui, e o persoană care nu am legătură cu ea, a făcut-o că mă iubește. Știți cum e? Se subînțelege. Necunoașterea legii nu te exonerează de răspundere. Cine a afișat acel banner poate să spună ce vrea. Corect, dar rigorile să legii vor fi suportate, de fapt, indiferent. Poate să spună ce vrea candidatul. Persoana care a afișat-o sau care există bannerul pe casa lui, mai poate să spună chiar ce vrea. Poate să spună ce vrea, dar în mod sigur o să... Dacă, eu nu cred că cineva a intrat prin efracție în casa omului, se plipat cu un banner cu un candidat. Oamenii probabil au interese sau altceva și asumă aceste lucruri. Bun, dar sunteți în campania electorală. Ce efecte atât de mari poate avea un banner? Eu consider că nu are niciun efect. Să merite săriști.
Nu cred că are niciun efect. Cred că la un moment dat și publicitatea asta a deranjat. Și chiar o văd un lucru benefic. Mergeam, hai să spunem, în Târgu Jiu, este un oraș micuț. Intram în București, de când intrai de pe autostradă, până ajungeai în centrul Bucureștiului, nu puteai să vezi nimic, nu puteai să mai vezi nicio instituție, nimic, pentru că erau peste tot banere, banere. Toată țara era plină de banere. Se investeau enorm în ele și cred că la un moment dat chiar deranja. Era o publicitate agresivă, care psihic, deranja psihic și nu cred că făcea atât de mare beneficii. Că e nu foarte aduce bine. Atât de multe voturi. Da, acum trebuie să vedem lucrurile și altfel. Electoratul s-a schimbat. Nu mai suntem la nivelul anului 90, când oamenii, mijloace de informare erau destul de puține, oamenii aveau un ziar sau un radio și pura când se putea. Nu, acum mijloace de informare sunt diverse, tineretul are mediul online și nu numai tineretul, s-a diversificat și chiar consider că e un lucru foarte bun să nu agresăm psihic, practic, fizic și psihic pe toată lumea. Oamenii și-au format o idee și cred că știu ce trebuie să facă. Domnule Papuc. Eu consider că puteau să lase minim, să spună, lăsăm un banner sau maxim două bannere la candidat, dar e un lucru bun cum au organizat campania. Nu ne-au mai dat voie la pixuri, la brichete, la goarne, să sună goarnele, să trezească copiii. Știți și dumneavoastră în campaniile anterioare cum să proceda. Văd că e o campanie liniștită, dar să știți că e tensiune mare. Tensiune mare pentru cei care candidează. Din exterior nu știți cum se vede. Nu știm cum se vede. Presupuneți că, și mă gândesc că acum pe final, tensiunile vor crește, mai ales că ne-am tot prezentat niște incidente așa, pe care foarte pe scurt o să vă rog să le comentați. Chiar ieri dădeam un filmuleț cu șeful poliției locale de la Bumbești Jiu, care ofensa o femeie contra candidata domnului primar de la Bumbești Jiu. Am prezentat situații în care membrii dintr-un staff de campanie au fost agresați. Am prezentat un candidat de la UNPR bătut la Plopșoru. A mai fost un incident cu ocazia vizitării lui Călin Popescu Tăricianu. Și astea sunt câteva dintre cele mai grave care au ajuns până la noi. Cum vi le explicați? Cum duceți campania în comunitățile în care faceți campanie? Sunt incidente de genul ăsta? La noi, la Bălești, nu sunt incidente. Deci o campanie chiar plăcută. Problema e cu ruptul afișelor. Deci și-au format unii niște grupări de oameni care să meargă din noaptea, de pe linie pe linie și rup afișele. Dar, nu știu, lumea știe, consider că până la ora actuală se știe cam cine ar fi primarul. Eu pot să spun că am cele mai mari șanse. Acum, nu știu, depinde și de ceilalți contracandidați, cum își desfășoară campania în continuare, fiindcă nu s-a terminat. În ceea ce privește Partidul Social Democrat, din partea căruia candidez, sunt responsabil de zonă, să spun, pe Stănești, comunele Stănești și Lelești. Nu au existat incidente, a fost o campanie absolut civilizată, s-au aplicat afișele la locurile stabilite, nu se poate spune că sunt incidente. Și celelalte partide și-au făcut publicitate, au mers din casă în casă, ca și cu noi, cum am făcut la rândul nostru, am mers din casă în casă, am discutat cu oamenii prin fiecare sat, lucru pe care îl voi face și în următoarele două săptămâni. Bun. Vreau să discutăm puțin despre proiectele pe care le propune fiecare partid, dar înainte de asta aș vrea să clarificăm câteva lucruri. Domnule Moruță, dumneavoastră sunteți și lider de sindicat, sunteți și candidat din partea unui partid politic. Explicați-ne puțin, că știți că e o dezbatere pe acest subiect. Nici n-aș vedea ca un lider de sindicat să nu fie candidatul sau să nu facă parte într-un partid de stânga. N-aș putea să, numai eu cel puțin, nu m-ar reprezenta să vin să fiu lângă oameni. Da, conduc un sindicat de vreo 780 de persoane din toate spitalele din județul Gorj și nu văd unde ar fi incompatibilitatea, cu toate că de-a lungul timpului au fost dezbatere, am participat la ele, nu văd ce ar face rău un lider de sindicat dacă ar ajunge într-o structură, de exemplu, cum e Consiliul Județean Gorj. Ce ar putea face? PSD-ul e de tradiție. Absolut. Și Valentin Popa e consilier județean și lider de sindicat de foarte multă vreme, tot în sănătate. Ce poți face decât să aduci un plus și un beneficiu deosebit pentru membrii de sindicat, pentru spitalele în care lucrezi, având în vedere că spitalul județean... Nu, vreau să spun, spitalul județean are subordine două spitale. Spitalul de pneumofiziologie Tudor Vladimirescu, unde lucrezi, și Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu. E un lucru extraordinar de benefic, atât pentru angajați, pentru unitate în parte, cât și pentru toți beneficiarii de servicii medicale, ca să poți să vii în Consiliul Județean să susții acele proiecte, să susții reabilitările spitalului, să susții finanțare pentru spitale, să susții aparatură medicală. Domnul Moruță, dar vă dau o speță.
Să spuneți cum reacționați în speța asta. Vine Ion Călinoiu, să zicem. Dau exemplu, dacă dumneavoastră ați fi în Consiliul Județean acum și zice, bă, Măruță, nu protesta astăzi. N-am și eu fondurile alea, ți le-o-i da săptămâna viitoare sau peste o lună sau peste 5. Mă bucur și ar fi ideal să-mi spună nu protesta astăzi că să le dau săptămâna viitoare. Ar fi ideal. Da. De-a lungul timpului, am ieșit în stradă. Că dialogul n-ar fi... Nu, de-a lungul timpului am ieșit în stradă și sunt unul care am ieșit în stradă, de foarte multe ori, nu a contat cine a fost la guvernare, am fost și sunt purtător de cuvânt al oamenilor pe care îi reprezint și al instituțiilor, al celor două instituții sanitare din județul Gorj. Nu m-ar deranja cu nimic să am o cale de dialog cu președintele Consiliului Județean sau oricine ar fi, nu neapărat domnul președinte Călinoiu, cine ar fi în speță, să spună da, avem o problemă de rezolvat, eu spun nu rezolvăm astăzi, foarte bine o rezolvăm peste două săptămâni. Deci ideal. Spuneți că nu s-ar schimba deloc raportul de absolut forțe în condițiile în care... Să fim clari, eu nu sunt sau nu vin acum ca și candidat al Consiliului Județean pentru instituție, ca instituția Consiliului Județean. Vin pentru că am în spatele meu anumiți sau foarte mulți oameni care mă cunosc și vin să-i sprijin. În niciun caz eu nu vin în Consiliul Județean ca să sprijin angajat al Consiliului Județean. Nu, eu vin angajat al oamenilor care mă cunosc și nu numai la spital. Că așa a dat Dumnezeu să fie, sau vrut să fie, nu mă cunoaște numai doar de la spital. Am și alte activități conexe care sunt sigur că pot să ajut oamenii. Domnule Papuc, situația de la dumneavoastră din comună în momentul de față este următoarea. Candidați împotriva unui primar, cred că unuia dintre cei mai longevivi, da. A spune eu, în funcție. Domnul Paicu are câteva mandate la activ, candidați deși acum pentru încă un mandat. Care este poziția dumneavoastră vis-a-vis de candidații din Bălești? Eu nu-l înțeleg pe domnul primar. De mai candidează încă o dată, nu știu, poate are o ambiție dânsul, dar eu nu cred că e o ambiție. E o grupare a unor contracandidați de-ai noștri, de fapt ei sunt singuri, dar de fapt sunt împreună, prin care vor să pună mâna pe această comună, fiindcă mai e treabă de făcut, mai avem mult de lucrat, de exemplu canalizarea în satul Ceauru. Nu este terminată nici în ziua de astăzi, deși s-a început cu mult timp în urmă. Apa, conductele cu apa, am înțeles mai nou acum că la satul Cornești, la Stolojani, nu mai funcționează, deci nu mai e apă pe conductă, deși lucrarea s-a executat și recepția s-a făcut, dar nu înțeleg motivul. Am înțeles și am mers în zonă în campanie, ci că ar fi problema cu bazinele de apă că ar fi crăpat. Dacă apa a fost băgată în 2008, cred, sau în 2009, mai exact, s-a făcut contractul, iar în contract au specificat că termină lucrarea în 45 de zile. Deci să bagi apa în 5 sate, în satul Cornești, Tălpășești, Stolojani, Rasova și Găvănești, în 45 de zile... Nici praful, dacă îl mături cu o mătură, nu poți să-l bagi în... Deci a fost dată... Bun, prin... deci considerați că principalul contracandidat este domnul Paicu? Da. Deci... Mai aveți alți adversari, din punctul nostru de vedere, cam care e raportul de forțe? Că... Ar fi domnul de la PNL, domnul Ungureanu, care și domnia sa s-a dovedit cu 4 ani în urmă a fi un adversar puternic, dar... A pierdut la doar câteva voturi. La câteva voturi. Da. Mie nu mi-e frică de domniile lor. Lumea a văzut, fiindcă dânșii au făcut greșeli mari când au condus unitatea administrativ-teritorială, iar sper ca de data asta oamenii să înțeleagă, să voteze un primar care vrea o imaginație, care dorește binele comunei. Deci nu mai trebuie să votăm doar un primar, ci și un model de civilizație. Și consider că economia este fundamentul dezvoltării comunei, iar echipa PRM-ului propune o schimbare de viziune. În bine, bineînțeles. Evident. O să-l întreb imediat și pe domnul Măruță care sunt proiectele cu care vine pentru Consiliul Județean și ce vrea să promoveze împreună cu echipa, însă înainte de asta vreau să mă mai întreb pe dumneavoastră ceva. Ce șanse mai are PRM-ul în Gorj
PRM-ul a avut un bazin electoral important în Gorj, da, dar a avut, toată lumea spune, mai ales la nivel central, nu se mai aude nimic de partid, iar pe plan local lumea spune că v-a afectat lipsa unui lider după pierderea lui Vadim Tudor. Aveți și dumneavoastră dreptate, l-am avut pe domnul Străinu, acum îl avem pe domnul profesor Popescu. Eu consider că fiecare din județ să-și facă munca, fiecare peremist, să începem să construim acest partid. L-avem și pe domnul Mutafela președinte și pe domnul Crețan, care ni-l dorim consilier județean, și cred că 90% avem șanse, fiindcă prin negociere se poate, fiindcă niciun partid politic nu o să facă să scoată majoritatea în Consiliul Județean. Bun, hai să discutăm un pic despre proiecte. Domnule Măruță, asta e întrebarea, care ar fi din punctul nostru de vedere principalele noutăți cu care vine PSD-ul în oferta electorală de anul acesta, ținând cont de faptul că PSD-ul are majoritatea în momentul de față în Consiliul Județean, adică cumva există și o continuitate pentru anumite proiecte. Cele existente să nu mi le spuneți. Spuneți-mi ce faceți în viitor. Echipa Partidului Socialist Democrat la Gorj își propune să ajungă județul Gorj, să se dezvolte un Gorj european. Având în vedere prerogativele date de legea 215 pe 2001, legea administrației publice locale, în articolul 91, sunt aduse la cunoștință care ar fi prerogativele și ceea ce poate face Consiliul Județean acolo unde poate să intervine. Și Consiliul Județean are atribuții date prin lege în sănătate, în cultură, în asistență socială, persoane cu handicap, persoane cu dezabilități, defavorizat social și aria continuă, evidența populației, podurile, drumurile de interes public, alimentația cu gaze naturale, chiar domenii de importanță strategică pentru județ. Pentru că suntem o echipă la nivelul Consiliului Județean, fiecare sau echipa care s-a alcătuit pentru aceste alegeri a încercat să reprezinte sectoarele. Colegii mei, fiecare specialist pe domeniul pe care activează. Suntem, cum să spun eu, pot să spun că nu sunt specialist. Sunt un om care lucrez în sănătate și știu ceva din acest domeniu. Avem colegi ingineri care se pricep foarte bine la drumuri, avem colegi din administrație care se pricep la administrație, avem colegi din mediul privat. Foarte bine. În ceea ce privește drumurile, toată lumea o să spune de drumuri. Partidul Social Democrat își propune să reabiliteze 175 de kilometri de drumuri și să modernizeze 105. Deci va continua în următorii 4 ani. În următorii 4 ani, referim la perioada 2016-2020. Deci va continua reabilitarea drumurilor și podurilor. Sunt 22 de poduri de importanță strategică în județ care vor fi reabilitate. Pe toată paleta, colegii mei care sunt specialiști în fiecare domeniu o să poată să abordeze acest subiect. În ceea ce mă privește, în domeniul în sănătate și pot să spun și asistență socială, având în vedere că Consiliul Județean are subordine și președintele Consiliului Județean reprezintă ordonator principal de credite pentru cele două spitale care vrem sau nu vrem să reprezintă mai mult de jumătate de numărul de paturi din județul Gorj. Spitalul Județean are în structură aproximativ 900 de paturi contractabile, iar Spitalul de Pneumofiziologie are 178 de paturi contractabile, reprezintă aproape 70% din numărul de paturi contractabile, căror servicii beneficiază, servicii medicale beneficiază peste 70% din populația Gorjului. Știm că în perioada trecută, în ultimii 4 ani, spitalele, cu precădere în ultimii 2 ani, au beneficiat de fonduri deosebite pentru aparatură medicală și reabilitări, chiar reabilitări, pot să spun, structurale, capitale. În continuare, ne propunem în Spitalul Județean Târgu Jiu fonduri pentru aparatură medicală, de fapt să se continue. Chiar s-a dus aparatură medicală aproape la cea mai bună aparatură la nivelul anului 2015 a fost adusă. Și asta pot să spun cu sprijinul total al președintelui Consiliului Județean și faptul că s-a întâmplat și am avut marele noroc, pentru că unii nu vor să recunoască, pentru că Gorj a avut prim-ministru. S-a văzut în investițiile făcute în spitalele din Gorj, faptul că Gorj a avut prim-ministru, Gorj a avut oameni care au putut să meargă. Ministrul Sănătății tot timpul a reacționat pozitiv la solicitările noastre. Deci la nivelul Spitalului Județean vom continua reabilitarea tuturor secțiilor, investiții în aparatura medicală și cel mai important lucru, investiții în forța umană. Toată lumea se plânge de calitatea actului medical, care în mare parte e dată și de calitatea omului. Bun, ne străduim în continuare, scuzați-mă, să putem face tot ce e posibil să menținem cadrele medicale cu înaltă ținută profesională. Știm toți de exodul cadrelor medicale
foarte bine pregătite. Da, într-adevăr, un medic la nivelul spitalului județean se poate spune, pe bună dreptate, că datele sunt publice. Sunt medici care ajung și să la 7.000 de lei, 8.000 de lei lunar. Exact nimic în comparație cu ceea ce produc ei, produc oameni, produc sănătate, deci în comparație cu cum e plătit un medic. Bun, la spitalul o să mai discutăm despre sănătate și mă bucur că v-am în seara asta prezent, pentru că sunt foarte multe lucruri care au ieșit la iveală în ultima perioadă și v-aș întreba, dar să-mi răspundeți sincer, care e situația la Gorj. Domnule Papuc, ce propune PRM-ul pentru Pălești, de exemplu? Da, și noi ne dorim foarte mult să achiziționăm o ambulanță corespunzătoare și să amenajăm un centru non-stop de asistență medicală. Chiar acum câteva zile, și pe această cale pot să transmit familiei condoleanțe, a decedat un contracandidat al nostru de la PNL, care dacă salvarea venea mai repede sau, eu știu, distanța era mai scurtă, avea șanse să supraviețuiască sau... Bun, ați zis ambulanță, nu vă contrazic. Acum o să las pe domnul Măruță după ce terminați de expus, pentru că Târgu Jiu este destul de aproape de Bălești. Sunt alte comune mult mai îndepărtate care n-au ambulanță și sunt deservite de la o distanță mult mai mare. Dar vă rog să continuați să ne mai spuneți câteva din lucrurile pe care vreți să le faceți în comunitatea în care candidați. Mi-aș dori din tot sufletul să termin canalizarea în Ceauru, fiindcă noi suntem un sat sistematizat. Și când spun lucrul acesta, îl spun că trăim cu cotețul de porci lângă noi, cu bucătăria, cu toaleta, cu haznalele și unii cu buda în fundul grădinii, fiindcă la țară știți cum e. Și nu s-au luat măsuri. Deci trăim într-un focar de infecție de atâția ani de zile. Deci nu se poate să nu ai canalizare. În 2016, cea mai mare comună din Gorj, au fost o grămadă de bani. S-au cheltuit anapota, pe haznale de 800 de milioane, pe diferite lucrări. Deci nu se poate. Se putea termina canalizarea. Dar nu știu de ce, probabil nu se vrea. Sau e greșită. A plecat cu ea greșită și nu mai pot să mai facă nimic. Dar să răspundă. Bun, canalizare. Apa. Apa e o necesitate. Sunt oameni care nu au fântâni și îmi doresc în primul rând să mai fac un puț pentru a suplimenta necesarul de apă, fiindcă apa se oprește. Nu știu din ce cauze. Oamenii își udă grădinile? Își udă grădinile, dar fântâni n-au. Ce să facem? Ce să facă omul când are apă acolo să nu ude? Că consumă, plătește. Acum e o problemă și cu pierderea. Sunt pierderi foarte mari de apă, în jur de 30%. Eu consider că nu sunt pierderi, sunt furturi. În ce sens? Pur și simplu, din bazinul de apă din stație se consumă 100 de litri, de exemplu, și el e 130. Deci 30% e pierderea. Înregistrează pierderea. Nu... Când citesc contoarele, văd că, de fapt, s-a consumat mai mult decât s-a produs. Și un lucru care ar trebui depistat. Dar cine să depisteze? Domnul primar, eu n-am treabă cu domnia sa. Are o vârstă, nu știu. Ce vârstă are domnul primar? Are în jur de 75 de ani. Dânsul. Da. Dar nu știu, nu-i mai arde. Știți cum e, la o anumită vârstă nu-ți mai arde. E mai arde din moment ce candidează. Eu cred că candidează, vă spun eu de ce. Eu am spus public, dacă ajung la primărie, o să chem o firmă de audit să facă un control total. Și probabil li frică de chestia asta. Nu știu, i-am invitat și la o televiziune să mergem la o dezbatere, toți candidații nu vor să vină. Deci n-a ieșit nici domnul Mădălin Ungureanu, nici domnul Paicu nu a ieșit la televizor să spună, probabil. Să vă gândiți că le teamă de auditul pe care l-ați cere de astăzi? Nu numai de audit, nu numai de audit. Oamenii sunt revoltați și datorită faptului că s-au luat niște sporuri de dificultate, presa a spus de rușine, undeva la domnul primar a luat 70.000 de lei, 700 de milioane bani vechi, iar domnul... Pe parcursul a tuturor mandatelor, da. Iar domnul de la PNL candidat a luat 7.000 de lei.
cam 70 de milioane, da. 70 și ceva, deci pe 10 luni. Deși ei au cerut, deci în e principi, cumva 700 de lei pe lună sporul ăsta, da, la care faceți milioane, spor de rușine, nu știu, că îi înjură lumea la... Dar problema cea mai mare e următoarea, deci această comisie de fond funciar, această ședință, ar trebui ținută în afara orelor de program. Cu împărțitul pământului, fiindcă lumea o ții lunea de la 11 la 3. Păi lumea e la servici. Pune-o sâmbătă, pune-o duminică, că toți membrii comisiei primesc spor de 50%. Sunt o grămadă de bani, primesc spor poate de 15-20 de milioane. Dacă ai salariu de 4.000 de lei, mai primești încă 2.000 de lei. Deci nu se poate. Și lumea nu poate să ajungă. Discutând, uite că domnul Papuc spune că ar avea nevoie de ambulanță. Mie mi se pare Bălăștiu aproape. E o comună foarte mare. Știu că e mare, dar totuși ambulanța, domnule Măruță, că sunteți din domeniu. E, cât să dureze până la Bălești cu ambulanța? De prevenire. O ai acolo, dotată cu niște... Dacă comunitatea locală, dacă consiliul local poate face așa. De exemplu, s-a făcut la Runcu. Da. Primarul, adică Câmpeanu, a făcut, acum putem să spunem că nici Runcu nu e atât de departe. Dar Runcu e o comună care și-a permis, prin activitatea primarului și a consiliului local de acolo, și-a permis acest lucru, un centru de permanență. Și în acest centru de permanență, bineînțeles, o salvare. Dacă consiliul local de la Băleștiu să-și administreze foarte bine fondurile, cu toate că, într-adevăr, puțin probabil se întâmplă un caz, e regretabil că s-a întâmplat, puțin probabil să aibă adresabilitate, că acum vrem sau nu vrem, și sistemul de sănătate funcționează și din punct de vedere economic. Și acum dacă ai un centru de permanență la Bălești și o să vrei să plătești cadre medicale și o să vrei să ai și un ambulanțier sau vrei 24 din 24, înseamnă, nu spun că n-ar fi ideal. Dar înseamnă cheltuială în plus. Probabil greu. Trebuie să luăm publicitate. Vă spun doar că după ce TV Sud a difuzat poza, purtătorul de cuvânt al IPJ Gorj, Lucian Stroi, a anunțat că poliția a început verificările în situația de la Drăguțești. Sperăm să ne și dea de veste cu privire la acest incident de îndată ce vor avea informații. Luăm publicitate acum, revenim în câteva momente la dumneavoastră. Revenim la discuția noastră. Vă reamintesc invitații: Florin Papuc, candidat PRM Gorj la primăria Bălești, și Ion Măruță, candidat PSD Gorj la Consiliul Județean. Vorbim despre planurile fiecăruia dintre partide în comunitate. Domnule Măruță, spuneam, este un mare scandal în sănătate acum. S-a pornit de la acei dezinfectanți diluați și s-a ajuns la o nebunie, la o teorie a conspirației de care cred că toată lumea are câte ceva de spus. Până să ajungem la teoria conspirației, v-aș întreba despre situația din spitalele din Gorj, pentru că dumneavoastră sunteți reprezentantul angajaților din spitale și cred că știți bine situația. Sunt foarte multe secții de care se fuge la nivelul județului Gorj. S-au întâmplat de-a lungul vremii foarte multe cazuri în care familiile au acuzat de malpraxis medicii. S-au întâmplat tragedii aici. Imaginea spitalului și a cadrelor medicale, din păcate, pentru că nu trebuie generalizat, dar așa se întâmplă, a avut foarte mult de suferit din cauza unor incidente și unor drame care au făcut ca imaginea acestui spital să nu fie dintre cele mai bune. Dacă vorbim de activitatea strictă, ce poate face un consilier județean pentru spitalul, să ne raportăm la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, lucrurile s-ar fi destul de simple din prima unui consilier. Consilierul județean trebuie să facă lobby pentru spital ca spitalul să aibă bani. Să aibă de finanțare. Dezinfectanți nediluați. Nu, el prima dată trebuie, spitalul, consilierul sau consiliul județean nu e dator să aducă dezinfectanți la consiliul județean. E problema managementului de la spitalul județean. Spitalul județean, da, consiliul județean. Să aloce fondul ca să nu fie nevoie să ia ieftin, da. Știți, e problema prin legea 95 pe 2006 pe care eu sunt extrem de supărat, pentru că e o lege a domnului Nicolaescu de 10 ani care a suferit până acum vreo 380 de modificări. Și reforma s-a făcut din 2006, dar nu s-a terminat niciodată. Îngredește destul de mult atributul Consiliului Județean în amestecul efectiv în managementul spitalului. Consiliul Județean ce face? Doar numește managerul. De fapt, nici nu numește.
să spunem că organizează un concurs. Asta ar fi prerogativa principală, să organizeze un concurs pentru numirea managementului. Mai departe, lucrurile astea e problema lor. Da, consilierul județean trebuie să facă lobby pentru spitalele pe care le are Consiliul Județean în administrare, ca să fie sigur că au bani pentru administrare, au bani acolo unde le permite legea să intervină, pentru aparatură medicală și pentru investiții. Da, și nu în ultimul rând, trebuie să se implice pe management. Faptul că a existat o firmă care, ghilimele, a țepuit tot sistemul sau a voit, s-a cam voit, după cum se spune, să fie țepuit tot sistemul medical românesc și nu numai sistemul medical. Acum se pare că, de fapt, această firmă a aprovizionat cu dezinfectanți care se pare că erau parfum. Parfumul e scump, apă colorată. Apă colorată, nu știu cum. Cam tot ce însemna România. Am înțeles că a avut SRI-ul, toate instituțiile statului. Și nu, toate instituțiile din România au avut contracte într-un mod tangențial sau direct cu această firmă. Firma a transmis un comunicat prin care spune că doar 20% dintre dezinfectanți erau... Dar mi se pare puțin 20% la cifra de afacere a lor? Nu zic că e mult sau puțin, dar nu chiar tot, adică 20% nu e 100%. 20% recunosc ei. Atât spune firma că a avut contract încheiat în România și că e o competiție foarte mare piața asta. Bun, revenind la această chestiune, care e situația reală în spitale? Câte, nu știu, cazuri de... Păi infecții nosocomiale în spitalele din România și, ca să fim sinceri, practic în Gorj, cele din Gorj, nu se prea raportează. Dar noi știm că ele există. Cred că nu știm că există. Asta e marele nostru păcat. Că nu s-a mers niciodată până la final să vadă, domnule, a fost infecția nosocomială sau nu a fost. Nu, ne-am mulțumit să spunem că bolnavul poate a avut și alte complicații sau nu neapărat într-o infecție nosocomială care ar fi avut ca și cauză dezinfectanții. Nu, dar spitalele din țară sau spitalele din Gorj se confruntă și cu alte probleme. Acum, da, e rău, sunt anumite secții, cum am spus, foarte grele în spitalul județean și implicit sus la spitalul de pneumofiziologie. Da, de ce sunt grele? Pentru că sunt secții care au afecțiuni deosebite. Ce discutăm când ne raportăm la secția neurologie? Care e o secție extrem de grea. Doamne ferește, să ne ajungem acolo. Ce ne raportăm la, de exemplu, la oncologie? Secții grave, în primul rând psihic. Trebuie să fii foarte bine pregătit psihic să lucrezi în secția aia. Și vorbim de personal absolut insuficient. Vorbești de o îngrijitoare de curățenie și o de infirmieră la 70 de paturi. Și nu 70 de paturi, că nu ne raportăm la paturi, ne raportăm la 70 de bolnavi în secția neurologie. Adică să străduiesc oamenii aia. 70 de bolnavi atunci când e o perioadă mai neaglomerată, nu, pentru din păcate, că în general sunt câte 2. Tocmai, din păcate, neurologie e o secție care e peste 100%. Așa. Și cu toate eforturile, n-ai ce face, astea sunt. Nu ai personal suficient. Și spune foarte simplu, nu am personal, de ce nu angajați? Păi cu ce să-i angajezi când sistemul medical este subfinanțat, când serviciile medicale sunt subfinanțate, când acum Casa de Asigurări de Sănătate nu vrea să contracteze. Casa de Asigurări de Sănătate nu vrea să contracteze în anul 2016. Puteți interveni oricum, pentru că eu sunt curioasă dacă dumneavoastră v-ați lăsat familia să meargă la medic aici, la spitalul din Târgu Jiu. Dar, domnule Măruță, vorbiți ca și cum ați venit din partea unui partid care a fost la opoziție de săracul, n-a mai putut. Țin să vă reamintesc următoarele. Până acum câteva luni, PSD a fost la guvernare. Ați avut majoritate foarte în Parlament, ați fost la guvernare și cu SL-ul. Au făcut lucruri extraordinare de bune în spitale din Gorj, pentru că am fost la guvernare, probabil că nu era la guvernare, spitalul de pneumofiziologie, spitalul județean era în urmă cu aparatura, sau era la fel la nivelul anilor 2012. Suntem la nivelul anului 2015 cu aparatură ultramodernă în ambele spitale. Bine că aveți aparatură, dar n-are cine o folosi. Păi de ce nu are cine o folosi? Pentru că Consiliul Județean nu se poate implica în salarii. Deci sunt lucrurile stabilite foarte clar. Doamne Măruță, uitați-vă în ochii mei și spuneți-mi că singurul motiv pentru care nu folosiți această aparatură este pentru că nu există suficiente cadre medicale. Nu există și cadre medicale care sunt acolo și sunt degeaba și habar n-au să folosească. Sunt și cadre medicale, cum spuneți dumneavoastră, accept că sunt cadre medicale, dar gândiți-vă, acele cadre medicale ar trebui trimise la cursuri de perfecționare. Ei, vă spun că unitățile sanitare... Stați puțin, cadre medicale sunt oameni care au făcut facultățile la nivelul lor, dar dinși când au terminat facultățile sau școlile, era alt nivel de aparatură medicală. Aparatura medicală se modernizează de la an la an. Codul muncii și orice ne obligă ca angajator să-ți trimiți oamenii din cel mult la 2 ani la cursuri. Ei, vă spun eu că nu sunt trimiși. De ce? Pentru că nu sunt bani. Atâta timp cât abia ai bani ca să cumperi, să le asiguri funcționarea spitalelor la avarie. Da, îți permiți să trimiți oamenii la cursuri. Să facem stadioane de milioane de euro, sunt bani.
nu au legătură, nu are legătură sănătatea cu stadioane. Face chiar foarte bine. Sportul face foarte bine la sănătate. Noi ne dorim, bine, noi ne dorim în Gorj oameni sănătoși și eu îmi doresc cu oameni, să nu aibă nevoie de spitale în Gorj. Îmi doresc Papu, oameni să meargă în vizită. Mergeți cu încredere la spitalele din România, mai ales după toată nebunia asta, după ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat la colectiv, după nebunia cu dezinfectanții. Câtă încredere aveți dumneavoastră în spitalele din țară? Eu nu aș avea încredere și fiindcă văd la televizor, deci nu am fost bolnav niciodată, ferească Dumnezeu, nu mi-am făcut în viața mea o injecție, dar am fost prin spitale, am văzut și eu care-i treaba cu sănătatea, deci e la pământ. Ar trebui, în primul rând, guvernanții să pună preț pe sănătate și pe educație. Ăștia sunt două lucruri care ar trebui luate în serios. Ne pleacă medici în străinătate. Ce facem? Îmbătrânesc cei care-i avem? Cum îi profesăm noi? Deci, unde-s medicii noștri? Se dea salarii mari la medici, domnule, și te duci la medic, trebuie să dai șpagă, că nu te operează. Te duci să-ți facă o injecție, trebuie să-i dai nu știu cât. Dacă femeia are o pensie de 3 milioane, bani vechi mă refer, ce să-i mai dea? Cui să-i mai dea, săraca? Poate să împrumută să se ducă la medic, să-și facă o injecție sau să-și ia medicamentele. Cum spuneți dumneavoastră, cazurile nu sunt generale. Într-adevăr, sunt de condamnat și condamn public și oricum acei medici sau acele cadre medicale care condiționează actul medical de obținerea unor foloase necuvenite. Care condiționează. Dacă eu, așa am avut nefericită ocazie, să am incidente, eu personal sau în familie, și eu vreau, eu, domnul doctor, vin după, sau doamna doctor, vin și nu știu ce vreau eu să-ți fac. E plăcerea mea. Și altceva. Avem un defect, cum spunea o dată și Țiriac, pe nație, domnule. Dacă te duci la cineva, că nu vă sau hai să nu fim serioși, că și la primărie, dacă te duci și îți rezolvă unul ceva, băi, mi-a făcut un favor. Nu, și a făcut datoria față de tine ca cetățean, că păi îi plătești taxe. Da, el e plătit ca să facă aia. Dar dacă te duci la unul și te refuză să-ți primească ceva, ai impresia că nu s-a făcut bine. Pentru că așa să noi un popor, așa am fost crescuți. Eu la vârsta mea am pe greu să mă schimb. Să ne doar să se schimbe generațiile următoare, să vină toți să... Dar nu cred. Așa e mentalitatea noastră. Dacă vă duceți undeva și... Hai să spun la medic, neapărat în altă parte, și nu vrea să vă ia nimic, aveți impresia, bă, ăsta nu mă servi. Sau ăsta mă servi, dar cred că data viitoare o să-i rămân dator. Nu, nu, depinde de situație. Dar avem crescut de anul noi. Da, da. Trebuie să înțelegem că trebuie să stagne, să oprim. Trebuie să înțelegem că fiecare acolo unde, la locul lui de muncă, că îi plătim mai bine, că îi plătim mai rău, nu-i vina contribuabilului, nu-i vina pacientului care s-a îmbolnăvit, că a avut ghinionul să vină la spital, nu e vina cetățeanului care vine la comună, la dumneavoastră, la Băleș, ca să-și obțină titlul de proprietate, că vine acolo. Funcționarul trebuie să înțeleagă că, că acel funcționar are salariu mic. Trebuie să înțeleagă că aia e menirea lui de sunt acolo. Sunt de acord cu dumneavoastră, dar cum poți da un titlu de proprietate la trei persoane pe aceeași bucată de pământ? Asta e altă problemă, nu și-a făcut sarcină în serviciu. Vorbeam de ce merită sancționat. De ce nu e? Fiindcă organele abilitate sunt pe mână cu ei. Începând de la șeful poliției până la... Șeful cărei poliție? Da, un exemplu dintr-o localitate, din cum... Da, da, aruncați o, cum să spun, o pată de imagine pe o întreagă instituție. Cred că a fost generic. La nivel național. A fost la modul general, nu... Nu știu, de ce nu s-a sesizat organele abilitate și în legătură cu haznaua de 800 de milioane care s-a făcut la noi în comună. Deci să dai da, sesiza cineva, că sunt atâtea informații care circulă în spațiu public, câteodată trebuie să... Ați făcut plângere undeva, dumneavoastră, sau știți să fi făcut altcineva pe acest subiect? Cred că s-a făcut plângere. Sau vreți să o semnalați aici, să faceți un apel la instituțiile abilitate, că ați văzut, că s-a întâmplat ceva la Drăguțești... Fac și un apel pe această cale, prin care să vină să cerceteze, să ia măsurile, să vadă. Dom'le, cât e groapa, cât s-a construit, cum s-a băgat, cimentul a fost de calitate, B300, B150, 30 de centimetri, 15 centimetri lățimea unde s-a turnat acel ciment. Deci nu se poate să dai pe o groapă cât pe o casă. Deci nu-i posibil așa ceva. Eu nu știu, și domnul primar nu vrea să dea nicio explicație. Deci... Cum mai nu vrea? Nu vă dă dumneavoastră? Nu ne dă, că am cerut pe 544 niște documente, a spus ca să mă duc să le
să le, mi le dea, să le văd, că nu le mai are, că nu mai... I-am cerut domniei sale, de exemplu, toate studiile de fezabilitate de când e dânsul primar. Fiindcă eu am informații că s-au cheltuit 60 de miliarde bani care, pe studii care nu au fost finalizate. Și i-ați cerut... I-am cerut. Informații. Da. A spus ca să fac eu referire la un studiu anume. Păi eu de unde să știu ce, cu cine ai semnat dumneavoastră contractul? Păi tot de unde aveți informațiile că sunt 60 de milioane... 60 de miliarde. De miliarde folosite, da, așa. Aveți o comună bogată, domnule. Dacă sunt bugete din asta. Unul din studii, chiar anul trecut, a dat pentru Rigole și Șanțuri 1.300.000. Să faci un studiu, un plan cu niște trasări de... Având în vedere că noi nu avem apă băgată în toate satele, apa ni se oprește, vitanje n-avem, deci am ieșit de atâtea ori și am spus domniei sale, domne, hai să luăm o vitanje. Să o tragă oamenii din fosa septică la un preț mai mic. Că nu-ți permiți să dai 2-3 milioane pe vitanje, să o iei de la Târgu Jiu. Făceam un preț în Consiliul Local, aproba 80 de lei și cu 80 de lei știa omul să duce și să o scotea poate de 2-3 ori pe an. Dânsul și-a luat Duster sau, eu știu, a făcut nu știu ce lucrare. Deci eu i-am condamnat managementul defectuos pe care l-a avut domnia sa de 8 ani în urmă. Deci în 4 ani parcă am mai mișcat ceva. Deci, dar să faci un asfalt și să bagi niște conducte de apă, să te lauzi că tu ești nu știu ce primar, ce ai realizat, nu știu. Mi se pare absurd să se laude dânsul cu ce? Cu ceva ce n-a făcut? Da. Ne apropiem de finalul emisiunii, să vă gândiți la câte un mesaj către alegători așa de final, dar înainte de asta, rubrica emisiunii noastre, câte o întrebare din legislație, o întrebare de cultură generală. Domnule Moruță, încep cu dumneavoastră. Constituția României, la articolul 22, definește Consiliul Județean. Cu aproximație, puteți să-mi spuneți... Autoritate publică a administrației publice locale, care are ca scop consultarea consiliilor locale, orășenești și municipale, în scopul realizării obiectivelor sociale, culturale, care sunt definite prin lege. Foarte bine, domnule Măruță, mulțumesc. Ați fost aproape precis. Spuneți-mi, domnule Papuc, în ce condiții încetează mandatul primarului? Mandatul primarului încetează în condițiile în care se face un referendum și se votează de către cetățeni că nu mai are 50% plus 1. Deci are sub 50% plus 1. Sau este singura situație? Mai sunt situații. Mai sunt situații prin care este cercetat de Agenția Națională de Integritate și se găsește că are probleme cu anii și atunci automat este... Deci incompatibilitate, demisie, da. Schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritorială. Schimbarea unui partid politic. Nu. Ba? Dacă eu sunt primar și vreau să trec la alt partid politic... Retragerea sprijinului politic. Da. Nu. Când retrage sprijinul și rămân independent. Dacă trec la un alt partid politic. Bun. Următoarea întrebare, domnule Măruță... Să-mi spuneți dacă știți, mai ales că sunteți candidat la Consiliul Județean, dacă v-ați uitat la emisiunea de aseară, sigur nu știți. Norocul meu, așa, vă întreb pe dumneavoastră, pentru că nici invitații de aseară n-au știut și mie mi se pare important pentru un reprezentant al județului Gorj, într-o întâlnire cu absolut oricine, să știe câte scaune sunt pe alea scaunelor. Ei, uite, cu asta nu știu, mă gândeam să vă întrebați câte locuri sunt în Consiliul Județean, câte sate are județul Gorj, câte comune are județul Gorj. Am întrebat toate lucrurile astea și să nu știți, v-am urmărit niciodată. Să știți că sunt mulți candidați care nu știu să răspundă nici la cele exemple. 366 de sate, cam așa. Nu, sunt 411 sate. 411 și 70 de 61 de comune, 7 orașe și 2 municipii. 70 de localități, toată lumea se aruncă și zice 70 de comune, da.
Nu știu câte a pus Brâncuși, dar nu fac obiectul, nu fac obiectul sau atributele Consiliului Județean. Nu, dar toată lumea de dimineața până seara numai de Brâncuși vorbește. Și da, din păcate Brâncuși ar trebui fi să nu-i frumos expus, exploatat imaginea lui Brâncuși și noi Gorj ar trebui să o reușim să o vindem, să o menageriem așa cum trebuie, să avem beneficii. Și chiar Consiliul Județean. Foarte multă lume își face imagine pe discursuri legate de Brâncuși. A avut foarte multe și o să aibă în continuare acțiuni referitoare la promovarea turismului. Tot timpul ne-am mândrit cu Brâncuși și acțiunile să mai fie pe turism. Și apropo de turism, Consiliul Județean, care va fi cu certitudine câștigat la Gorj de echipa Partidului Social Democrat și fără probleme o să fie, fără alte ajutoare altor partide, vom face majoritate, o să intervine masiv în turism. Mai înțeles că avem stațiunea Rânca și altceva pe o noutate pentru toată, să spun, zona de sub munte. Există ca proiect pe finanțare europeană un lucru care ne interesează, să spun, pe amândoi fiind din aceeași zonă. Chiar vecini. Se dorește un proiect de agrement începând de la satul Suseni cu Spitalul de Pneumofiziologie, având în vedere că în incinta Spitalului de Pneumofiziologie Consiliul Județean are în administrare 18 hectare de teren. Se dorește înființarea unui parc zoologic cu o telegondolă plecând din Suseni, pârtii de schi și bob, având în vedere distanța foarte mică până sus pe munte. Doamna Măruță, sper să apucăm să vedem proiectul ăsta. Sună foarte bine pentru zona respectivă. În cât timp se realizează? Problema e că Gorjul european pe care ne-l propunem noi, așa se vede, așa ne-l dorim. Sperăm să-și rezolvăm. Bun. Nu mai avem timp, foarte repede, domnule Papuc, dumneavoastră să-mi spuneți dacă știți cu aproximație anul în care s-a inaugurat Calea Eroilor. Anul? Cu aproximație, măcar așa, cam în ce zonă, cam în ce perioadă. Oricum, după 1800. 1937. 36-40, era vorba când era fost prim-ministru Tătărescu. În perioada aia au fost niște decalaje. Câte o întrebare de vocabular și încheiem. Spuneți-mi un antonim pentru a lăuda, domnule Papuc. Antonim. A lăuda. A fi încrezător, a te încrede pe tine. Antonim. A bârfi, a blama, a denigra. A înjurat, că se spuneți că e la modă. Ziceți dumneavoastră la a răscumpăra. Un antonim. A răscumpăra? Da. A vinde. Amaneta. Domnilor, câte un scurt mesaj pentru cei care ne-au privit în această seară. Domnule Papuc, vă uitați la camera și spuneți repede câteva cuvinte celor după din Bălești. După cum spunea și Vadim și obișnuia să spună câteva poezii, vreau să fac și eu câteva versuri, ci că prin Bălești, prin primărie, vin primarii și se duc, dar cel care o să vie, o să-i țină sub Papuc. Vă rog, domnule Măruță, la camera aceea dumneavoastră. Sper și invit pe toți locuitorii județului Gorj la alegerile din 5 iunie. Cred că știu ce trebuie să voteze. Să voteze echipa Partidului Social Democrat, echipă care va asigura continuitatea proiectelor și va asigura un Gorj european așa cum ne dorim cu toții. Și în afară de asta, o să ca și Partidul Social Democrat să poată pune în aplicare tot ce își dorește pentru binele tuturor. Sper că și la alegerile din toamnă Partidul Social Democrat să fie câștigător. Vă mulțumesc, domnilor, pentru prezență. Doamnelor, domnilor, punem punct aici. Ne revedem mâine de la 21. Vreau să vă spun, cred că deja ați văzut în promuile noastre, că săptămâna viitoare este săptămâna dezbaterilor pe localități. Așadar, luni veți întâlni candidații din Turceni, marți veți întâlni candidații de la Motru, miercuri Rovinari, joi Târgu Jiu și vineri o dezbatere pe Consiliul Județean cu cei care conduc listele la Consiliul Județean. Așteptăm confirmări din partea partidelor politice și sper ca numărul dumneavoastră la aceste dezbateri să fie cât mai mare. Vă mai spun doar că pentru că aceste dezbateri vor avea mai mulți invitați decât de obicei, ora de difuzare a acestor emisiuni va fi ora 20 până la ora 22. Săptămână de foc săptămâna viitoare. Dacă n-ați luat încă o decizie cu cine să votați, sunt sigură că TV Sud vă va putea ajuta prin a vă prezenta candidații umăr la umăr, unul lângă altul, ca dumneavoastră să puteți să faceți deosebirea între cei care vă păcălesc și cei care vorbesc serios și sunt bine intenționați. Rămâneți în continuare cu noi, ne revedem mâine seara, așa cum v-am spus. La revedere!